Am ajuns în Pântcota. Mulțumim la Tatăl Ceresc că am venit bine. Și acum mai intrăm în piață să vedem ce găsim. Hai, hai cu noi. N-ai spus nici bună ziua, nici nimic. Exact. Pace. Pacea lui Domnul Iisus să fie cu noi. Așa, acum intrăm pe altundeva. Acolo am intrat noi data trecută. Dar acum, cum am fost data trecută, am știut că mai este altă intrare mai aproape și aici e mai aproape de animale și dacă găsim ceva, să luăm și să punem mașină și după aia avem timp să ne plimbăm. Aici e piață cu haine, cu pantofi și așa mai departe. Rățăminte de tot ce e acolo. Mami deja au luat viteză ca să cumpere. Nu e nimeni înainte. Găsca. Găsca sau găină. Acum ce găsim? Că dacă nu-i place cum îți viștele, atunci să iei altceva. Vedeți ce viteză are. Hotărâtă. Ce fain cu 50 de lei. Tare. Uite, mami. Nici în Arad nu găsim așa fain. Super. Nici în Arad nu găsești așa. Aici am băut eu cafea faină la domnul data trecută. La ghereta asta. A, aici. Aici am băut la domnul. Da, mami. Aici azi. Hai că nu vreau să ne pierdem. Nu ne pierdem, stai liniștită. Și aund în aluminiu. Ne bate soarele direct în față. Veniți la fermasul la mici. Mami, unde am mâncat data trecută? Nu aici, la intrarea aia la întreșai? Habar n-am. Peste 400 de metri, virează acolo, la dreapta pe strada Libertății, DJ 792C. Astea-s faine, mami, ha? Dar ce preț-i? 550! Și care mai cuprinde un sistem rotațional contingente ale armatelor belge și... Ce este lume? Am curățat, prieteni, și mi-am făcut o bradie. Aici e fabrica. Pace. Am găsit data trecută. Da? Ok, mulțumim. Nu am mami. Știe Pântcota că vii după găini. Nu mai la 20, mami. Ce tare. Bani mulți pe lemne. O să mergem și acolo. Unde, la animale? Acolo sus este piață cu animale. Mami, de acolo trebuie să urci un deal. Care de la Bencec? Mami.
Acolo trebuie să o zgear ca la Benchec, mă. De acolo, am. Da. Cuciu mic. Nu-i mic, nu? Dar e 40 bucata pătrânească. Dacă le luați pătrânești cu 30 zile. Da, dar pătrânești. Bun, dar de mai, de mai, martie mai. Dacă le iei cu 3, le dau pătrânești. Dacă iei numai 2, ale mai mari, cu 4 zile. Da, cam slăbuțe săracele. Da! Mami, mai vin apoi. Rațe. Am văzut gâsca. Uite aici, nu se... Dăm 120, că sunt ultimul desnitel. Mami! Am unde să gâsca. Am găsit gâsca. E pe stânga. Ah, domnul Cucă. Hei, ce tare! Ioi, Natalia! Și rața? Rața? Câte-i? Da. O să iei noi, bine-i tocau. Chiar de tine. Rașele guște. Cât e gâsca? Da, cât o zi? N-am înțeles. Cum le dați? Cu 50 bucata și o primul. Ioi, s-a dus curca! Ioi! Pe casă! S-a dus acasă! Nu se vede de soare, s-a dus gâsca pe casă! Oare acolo stă? Alo, domnul, gâsca de poziție! Doamne! Nu stai în spate, că vezi că pornești, nu? N-am auzit, anti, n-am auzit! Deja cu răutate mi-a răspuns. Dă păstă mie și are fac figuri. Și acum ce faceți cu aia care zburat? Mamă, dar ce-a zburat! Ca o pasăre! Dar nu stați acolo! Îți dai seama? Ia, 250 bucata? 150 bucata. 150. Curca e 100. Aha. Aici, sus pe casă. Acolo, la oameni. Acasă e acolo. Dacă mergeți la oameni, poate recuperați. A zboară, să duci. Dar o zbura ca o pasăre.
Dar de ce nu le-a stăiat aripile? Dar le-a stăiat aripile și atunci nu mai are nimic. Da, dar ce? Ce ai luat? Nu. Nu? Mai luat? Și ce? E mare, nu? 150. Da, tu știi. Da. Da, chiar aripile. Mami, nu mai bine e găinile. Sau cocoși ce erau? Of, că parcă mimile. Nu că parcă, că mimile când văd așa. Acolo mere pe deal la Cai. No. O mai plecat una. O mai plecat una. Spre sud-vest către Piața Libertății. Apoi virează strâns la dreapta pe Piața Libertății. Îi pleacă banii. Își iau zbor banii. Mami, a, uite și pe Florin. Florin, mai rezervat o gâscă. Da, o pot să o las și să duc. Ce? Da? Ciao. O zburat două curci de la domnul. Una au zburat sus pe casă și una au mers. Îți dai seama. Mai ce fani crâști au luat două mari. Ce fani. Da? 9 milioane ce costa. 100 de lei bucate, dar gâscă. Eu i-am spus la Florin să lețe de... Da, îmi place, mai fain. Mai risicat e delicateze. Trebuia ținută. Că o lua mami, sigur. Fain, mă, era mare, mă. Da. Mai ales mai... alții care zi la fumă. A, nu, noi îl luam pentru tăiat. Dar mai bine să n-audă mami. Că după aia e ciudă. Nu te vezi, mă, las că nu știe pom. Da? Știi ăla ce-o zic, le lasă soră, s-a la el, Florin. Unde mama? Mami! Of. Aha, s-a uită la găini acolo. Să văd dacă mai găsește Florin. Da, au văzut mami ce este. Mai ei, Florin? Ale sunt 1.200.000. Da. Ți-am spus? Leodar! Mare, mă! Nu, că nu e jumătate oră decât s-a dus acolo. Da? Asta-i. Da, că o fi altceva. Dacă vineați un pic mai repede... Eu i-am spus la ăsta, mă, da, rezervele pe noi. Zic, că dacă ăsta noi îți făcea un live ceva pe ăsta, uh-huh, și ne luam. Păi da. Că nu am eu bani, era problemă. Și ți-aș fi dat banii înapoi. Păi da, zic că nu era problemă. Da, mami, mă duc.
Mă cheamă. Ok. Mai să încerc să mă amin. Lasă-mă. Uite, ce faci, mami? Cumpără găi. Găi? Cu cât? Cu 70 perechea asta. Aha. Nu știu ce de ele, da. Nu mai bine cu coșurile mai mari. Da, pot să iau. Ce bine cu coșurile, nu-i problemă. Băi, ai 10 lei. Tine, am. Dăm 10 lei. Ia 3 cu 100, da. Ia 3. Ioi. N-am cum să le caut, dacă aș găsi una faină, nu știu. Se porum? O să vin de porum și paie și grâu. Și acolo mere la piață, de la animale. Și-o luat mama și gâscă. Mami are o tactică. Să face nemulțumite când cumpără. Ca să nu țină omul la preț. Dar mie m-a făcut semn că e faină. Curca. Cum curca? N-ai luat curca, ai luat găini. Vrei să iau și curca. Unde le bagi? Măi, nu fac eu loc. Unde să le mai faci? Lasă că e destul, mami. Mai e goaie-te acum. La bine. Dă la mine, gâsca. Le ducem direct la mașină. Hai că le ducem la mașină și după aia mai ne plimbăm un pic. Mai vă filmăm. Și după aia mergem acasă. Mergi spre sud-vest către Piața Libertății. Apoi virează strâns la dreapta pe Piața Libertății. Ok, acum mergem sus acolo pe deal unde am vrut să mergem data trecută când am fost la Pâncota, dar n-am mai fost. Nu cumpărăm noi nici cal, nici vacă, nici vițel. Nici câine. Dar mergem de curiozitate să vedem ce e acolo sus și să filmăm și pentru voi. Și după aia mergem să mâncăm un mic, nu? Dacă nu-i rând mare acolo. Și mergem cu ajutorul Domnului acasă. O luam mami o gâscă mică și o pereche de găini, nu? O pereche de nimic. De ce ne-ești mulțumită? Nu-mi place. Stai că mă sună Luci. Ok, am urcat sus pe deal. De aici se vede piața un pic. Și acum vă arăt aici cai. La mami frică să nu scape vreun cal. Uite ce departe mere pe cărare merge pe margine. Adică... Dacă trage un picior să vezi. Dar ești legat. Dar știu oamenii ce fac aici. Mamă, ce frumos e ăla, mami. Ce cal frumos. Uite și ăla albi fain. Ăla cred că e mami ceva rasă, habar n-am ce, dar e frumos. Nu te știi, mami. Nu te știi ce rasă e. Hai să mergem înapoi. Mami, mergem așa până în capăt și după aia coborâm. Nu. Dar pe acolo coborâm. Nu, pe aici coborâm. Uite-te. Aici-s găinile mele. Uite, acolo e mașina. Nu mă duc pe acolo. De ce? Da, mă duc aici direct, că mai vreau să iau ceva. Ce să mai iei? Nu știu. Deci te-ai vrut numai ca să vin să filmezi aici? Ca să arătăm caii. Ce frumos se vede de aici satul. Da. Ce fain. Stai să mă filmez o dată.
Eu nu știu ce filmez, de soare. Asta e din Austria. Bă, nu știu unde-i. Steiermark. Uite, l-ai mâns. Ăsta micuț, micuț? Da, nici măcar nu-i țățălit. Păi mă căzut. În loc să-l țățălească, să-i pun o fontă roșie la ureche. Nu, no, n-am cumpărat niciun cal, nici măcar un mâns. Am venit numai ca să vă arătăm caii. Dar eu aș fumez pe partea aia, pe acolo da. M-am fi dat jos. Nu. Ți-e frică? Nu, dar de ce să mă omor atâta, să mă duc? Pentru ce? Să merg așa roata, de ce? E același drum. Deci... cu... 900 m-a lăsat cu 90 de lei o curcă. Da, erau destul de grele și ar fi venit 180 da. Perechea. Ce zici? Nu e fain, mie nu mă place. Cu 150 am luat. Mai bine e găini, man. Cu 150 am luat rândul 3, nu, sau 120 am luat cocoșul. 120, da. Și alea la ante cu cât am acum? Data trecută, spun da. Tu? Tot cu 120, că am dat 250. 250 parcă. Am dat pe tot. Da. Acum ai dat 100 pe gâscă, nu? Da. Să iau numai una, o curcă. Și 70 pe găini. Nu. Eu îți spun că mai mult ai carne ai de la cocoșii aia doi. Care cocoș? Aia cu cutii de 60 de lei bucata sau 120 amândoi. Da, 120 no. Dar nu sunt așa. Mai multă carne ai din cocoșii aia decât dintr-o curcă. Nu, hai să iau. Că să iau pe aia. Curca e atâta că e mai lungă, dar nu are atâta carne ca și în doi cocoși. Eu zic hai să iei doi cocoși atâta tot. Să iau pe aia și pe mine mă place. Dacă îi mai găsești. Da, îi mai găsești. No, vedeți că nu se potrivește gândul de acasă cu ăla din piață. Adică, eu aș fi vrut găini. O găină ca lumea n-am găsit. A, păi ți-ai luat două găini. Doamne iartă-mă, ce no, mai sunt lăbuțe, da. Sărăcii. Of. Nu sărăcii, cum vorbești așa? Da, nu-s faine. O să am ouă. Da, cu domnul să ai ouă, că nu? Păi, o să ai băie, cred că. A, ouă înăuntru? Da. Nu ca să le țin pentru ouă. Unde vrei să le țin? În mașină? În pihniță. În pihniță speleți. Dar omul ăla care am luat gâsca de la el, deci el e pe ureche, deci nu lasă niciun cent. Cât cere, atâta trebuie să-i dai. Dar curca care e pe casă, uite acolo. Ba, nu. S-a dus aia. S-a dus acolo pe casă. Aia nu-i bai. A, pe ce să fac omul acum? Să plânge după aia? Dacă o zburat și o las bun. Poate și din cauza aia ține mai mult acum din preț. Ca să fie paguba mai mică, nu? Nu, bine. Ok, pun un pic pe pauză. Noi ne-am luat și ne-am propus. Mergi spre sud pe strada da, Gheorghe Doja către strada Calvariei. Oi, navigația pornită. Am putea să opresc. Și acum venim să mâncăm un mic, dacă tot suntem aici, până facem găinile, să avem ceva la bord. Acum în piață nu o să mai intru eu mare lucru, fiindcă ne grăbim. Da. Ce faci în pahare? Cu cât sunt paharele? 25. Astea 20. Hai, da. Asta de Crăciun. Pentru Natalia am vrut să... Mergi spre sud, pe strada Gheorghe mult, Doja, către strada Libertății, DJ 792C, apoi virează la dreapta pe strada... Ok. Acum mai știm noi unde a fost Micii, e fain. Uite,
cu șapca în rată. Tocită bihoreană, mami, și asta e faină. Asta e cu varză? Aia e faină, iau la Angie. Trebuie să vă cucut vinde capa. Da. Tot ca și la Lidl, n-are rost să iau. Uite, mamita, toți. Da? Da. Hai, dă pe principal, te bag între oameni. Pa. Așa are mama mea, chef să meargă pe aici. Ok, aoleu, aoleu, câte-i rândul. Na, bun. Ne vârtim un pic și prin piață. E, și tu mei la ei. Ce fain, Flor. Am mâncat cu mamii mici. A fost foarte bun, dar n-am vrut să-i filmez să vă fac poftă. Și acum mi-am luat un ceai pentru digestie de mentă. Și filmăm un pic în piață. E o zi, zici că e primăvara. Zici că vine primăvara. Ha, mami, spune cum vrea. Haine. Aici e cu țuică. Când mergem la mașină, vă arătăm ce am cumpărat. Te-am cumpărat o gâscă, două perechi de găini și nu mai știu. Și-a luat usturoi, mami. Mami, ți-a luat usturoi? Da. Asta nu-i dă închina, tanti. Mami, să nu-i dân china usturoiul. Iar e pe aici pe dungă. Hai, dă-mi. Uite aici. Dacă e și tanti. Uite spatele tău. E șansă de ei. Dă-l o ouă de rață. Ouă de rață. Cu cât e ou? 1,20 €. Ah. Mami, așa nu-s bun castraveță pentru Natalia. Nu, i-am luat. Da? E luat? Ok. Hai, mami. Mami, ce-am uitat noi? Mierea. Faci loc o mie la străini pe piața de România. Așa fac. Asta nu știu care. Noi? De fapt, le rup inima să vină acasă. Haideți să vă zic.
Acum dacă am cu cine să vorbesc, că nu întotdeauna am cu cine să vorbesc. Vă rog frumos să mă credeți, să uită din Canada, să uită din America, să uită din Australia, care-s plecați din Arad. Și chiar li dor să vadă piață, să vadă oameni, să vadă marfa. Să vină aici, să vină aici cu noi. Și eu le înțeleg foarte bine că și eu am fost mult în situația lor. Da, da. Eu am fost numai o săptămână în Spania și n-am mai putea să stau nici dacă nu știu ce era acolo. Nu. Mult să uite la noi ce filmăm și cu tot dragul le filmez, fiindcă știu că le place ce văd. Da. Mă bine, sănătate multă. Mulțumim, sănătate. La 500 de grame numai, nu era preț. Domnul a zis că el a fost numai o săptămână în Spania și nu mai putut să vină acasă. Eu știu ce să fac. Ce? Ce-ți cauți? Mere măcar. Cauți strugul sau ce? Oh, noi nu. Hai să vedem acasă că avem treabă. Carmen vine la noi. Da. Ce faină varță. Și a făcut telefonul ăla? Xiaomi 11 Pro, ceva. Xiaomi? Da. E nou, da. Două luni, trei luni, e fain, e fain. Deci eu trebuie să-mi iau azi bătul la rață, mi-au. Da? Dar e gata, dar trebuie să stângi, are la. Asta mă ține bateria mult. Deci ieri am uitat să țin. Ieri am uitat să pun telefonul la încărcat. Dimineața am avut 20% și seara l-am pus. Seara l-am pus la încărcat. Da, primează foarte bine. Da, 11. Nu cred, nu cred. Ai găsit strugul? Ok. Ne-a aromat, ok? Mami, ia te rog o caserolă de chivi lanci. Foarte ieftin, chivi. Și strugul este ieftin. Faine pere. Trebuie să iau bani. Așa nu-s mai de la noi roșii. Îți faine? Se venea acum două minute, vedeai câte stricate poți da? Să-ți folzi așa ceva. Uite, acum am dat aici marmura. O plasă cu 10 lei numai să le iei. N-ai ce să faci acolo. Auzi, mami. Ce? Roșii pentru ghiveci, cu 10 lei o plasă, nu vrei? Da, văd. Mulțumim. Păi, sper că ce bătă numai la pere. Da, nu e că... S-au pus două roșii de probă. Mi-ai zis, mă, Carmesi, că n-am auzit. Ce zici? Ai mulțumit că n-am auzit. Am spus. Da? Certe, mere la 2 lei. Faine la 2 lei, faine. Puști. Hai, hai că trebuie să mergem. Uite, mami, morcă fain. Da, hai să-i. Irina, balerina, servus. Irina, balerina, asta e.
Irina balerina. Apoi ea numai balerină l-a fost, dar a fost frumoasă, așa cum a fost. Hai să ridicăm ăsta, să punem astea. Paharele. Trebuie să arunc și-a mea. Ok. Îmi iau și o cafă de la domnul, că a fost foarte, foarte domn. Mi-a pus două plicuri de mentă. Hai că pun pe pauză. No, vă arătăm marfa. Ești cam... cam slăbuți de data asta, cam da. Cam slăbuți, da. Dar să știți ceva, că găinile sunt frumoase, cât de cât. Așa îmi pare de rău când le văd acolo. Crede-mă. N-am sfârșit. Numai de asta n-am venit eu 10 de ani, tot m-ai spus. Vreo 20 de ani. Tot mai spus că am găsit o curcă foarte faină, au avut vreo 5-6 kg, au avut, a fost foarte grea și nu m-a lăsat Daci să o iau cu 90 de lei. Ce anume? Gâs? Curcă. Ah, nu merita, mamă. N-am sfârșit. Păi fă realizarea ta. Păi nu o facem acasă. Nu, asta când e... gata... pregătită. A, ai altul... altă filmare. Da, păi ai altă filmare, nu poți să combini asta cu aia. Vă lăsăm după aia... cu pacea lui Tatăl Ceresc. Mulțumim la Tatăl Ceresc că ne-a ajutat, dar am luat și atât. Am venit prea târziu, toată lumea ne-a spus că am venit târziu. La 9 am fost aici. La 9 am fost aici și a fost prea târziu. Văd că pe 7 trebuie să fim. Da. Mai altă dată. O zi minunată vă dorim, pace, la revedere.